Petru Marandici, sau DJ Copito, cum este cunoscut pe piața de la noi, s-a avântat în viața de noapte încă din anii de studenție și a ajuns prin toate cluburile din capitală. Și pentru că era pasionat de muzică, admira mult cum un DJ putea controla publicul cu ajutorul muzicii și îl făcea să se miște pe ritmuri până dimineață. Copito este un oraș italian. Mi-a plăcut denumirea asta, am privit un film italian și de acolo am auzit denumirea asta, Copito, și am gândit DJ Copito. Încă din copilărie sunt pasionat de muzică, la început îmi luau părinții clape din asta de jucărie, care cu alea am început, am avut și acordeon, am făcut un pic și școală muzicală la pian. Am intrat la Academie de Muzică și Teatru, am înțeles că vreau să fiu DJ. Am început să frecventez cluburile, era ceva nou pentru mine, multă muzică nouă, ceea ce nu prea auzeam înainte, pentru că am locuit la sat. Din anii studenții m-am mutat la Chișinău și am început să urmăresc activitatea DJ-ilor. Întotdeauna mi-a plăcut viața de noapte, cred că nu a fost nicio dimineață din viața mea când mă trezeam să merg la școală, ca să fie plăcere. Noaptea nu am somn, dar dimineața îmi place să dorm. Și respectiv, noaptea sunt mai activ, pot să stau aici în studio până la 2-3 noapte. Îi place foarte mult muzica electronică, de aceea la evenimentele unde este invitat, neapărat o va combina cu cea ușoară sau, de ce nu, clasică. Muzica comercială este mai aproape de publicul de Republica Moldova. Nu este un public atât de mare de asta și nu sunt atât de dezvoltate celelalte stiluri. Dar dacă ar fi să mixez doar ceea ce îmi place mie, ar fi muzica electronică de club, trance, big room și așa mai departe. Ia stilurile muzicii electronice. Ce solicită cel mai mult oamenii la aceste evenimente, la cele private? Le place muzica house, deep house, club house. La evenimentele private mai am un coleg care mă ajută. Eu mixez stilurile muzicii club, iar el stilurile astea mai populare, ușoară. Poți să-mi arăți, te rog, cum are loc procesul ăsta tău de lucru? Cum începi? Procesul de creație a unei melodii. Deci avem nevoie de un calculator, softul necesar pentru producerea aranjamentelor și a pieselor, o clapă MIDI și o cartelă de sunet audio. Presupunem că vrem să compunem o piesă acum, da. Deci am aici niște sunete deja pregătite din biblioteca mea de mii de sunete. Deci începem cu un kick. Deja parcă puțin. Vrei să dansezi, da? Dar dacă mai adăugăm niște sunete, parcă ceva mai bine. Iată și începem să adăugăm. Și să adăugăm un bas. Dacă ești pasionat de muzica electronică la fel de mult ca DJ Copito, îi poți asculta creațiile pe canalul său de Mixcloud.